make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din Career Mode cu cel mai bun manager care l-a dat România vreodată, Mirel Rădoi. Ei, avem un meci cu Pandurii Târgu Jiu și înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să ne susțineți în continuare să continuăm această serie. Pandurii Târgu Jiu, echipa de pe primul loc, 52 de puncte, noi pe locul 3 cu 39 de puncte. Trebuie să o batem, să mai reducem din diferență, avem încă șanse la titlu și nu trebuie să le pierdem, suntem obligați să câștigăm cu Pandurii Târgu Jiu, un meci foarte, foarte greu. Primul 11 este pregătit, vom juca așadar la Pandurii Târgu Jiu, să nu uităm că este și prepeliță, deci să vedem cum va decurge acest meci. Iată acum pe Marchinhos cu recuperare bună, pasă la Kipciu pentru Stanciu, Stanciu! Rămâne acolo cu noroc la balon, în fața lui Cordoș, trece și de Cordoș se întorc adversarii, Stanciu este nevoit să întoarcă balonul până la Enache și foarte bine din nou la Stanciu. Stanciu îl întoarce frumos pe Grecu, centrare bună lui Stanciu pentru Tade, gol! Ăla-i 1-0, deschidem scorul prin nimeni altul decât golgheterul nostru Gregori Tade. Iată totuși faza lui Stanciu și centrarea de mare calitate. Nici cu Tade nu-mi e rușine, ce bine a finalizat în plasa laterală, 1-0 în minutul 10, deja deschidem scorul prin Gregori Tade. Iată-l acum pe Gabi Enache, Enache încearcă din nou 1-2 cu Tade, Tade îl preferă pe Marica, Marica pentru același Tade, trebuia pentru Enache, de fapt chiar pentru Enache am vrut, dar a vrut Marica la Tade, e mai drag de Tade, e mai frumos. Iată din nou pe Enache, ce bine, urcă fundașul nostru dreapta, Gabi Enache, centrează pentru Kipciu, acolo este Erică, un jucător mult mai bun în duelul aerian și reușește să respingă fără probleme din fața lui Kipciu. Iată-l pe Marchinhos, excelentă pasă la Teixeira, care însă pierde în fața lui Prepeliță, un închizător destul de bun acest Prepeliță, care a cam scris istorie, la asta în ultima vreme, în istoria recentă a Stelei, un jucător care a așteptat mult, într-un final a fost titular de bază în primul 11 a Stelei și totuși a plecat, nu și-a mai mărit contractul cu Steaua, cum fac mulți jucători buni, până la urmă se duc fiecare la mai bine, toți sunt mercenari. Prima repriză se încheie 1-0, un rezultat bun pentru noi, deoarece cu acest 1-0 vom lua 3 puncte importante în fața Pandurilor din Târgu Jiu. Bine, vor rămâne pe primul loc, dar nu pentru moment. Pentru că, vă dați seama, trebuie să se mai încurce și ei, iar noi nu avem voie să mai facem pași greșiți pentru noi. Dacă vreți, orice meci este o finală. Prepeliță din nou pentru Eric Pereira. Eric Pereira pentru Grecu, de fapt este Eric de Oliveira. Buleică, 1-1 cu Guilherme. Guilherme trebuie să-l oprească pe Buleică, dar nu reușește. Hai, Guilherme. Guilherme, cât de ușor l-a făcut acolo. Pleașcă centrale pentru Matulevici. Să apără Peterson Pesania. Foarte bine, portarul nostru de 34 de ani apără excelent acest balon al lui Matuleviciu. Trece frumos Gregori Tade și pasează la Marica, în offside însă Marica. Să vedem acum pe Marchinhos pentru Kipciu, contraatacul nostru cu Kipciu pentru același Marchinhos. Va fi până la urmă lovitură liberă pentru noi. Să vedem ce dă arbitru, galben pentru Pleașcă. E bine, e bine arbitre, galben pentru Pleașcă, care a... A oprit foarte multe mingi ale noastre, cred că trebuia să-i dai roșu și mai devreme. Eee, Sitia, ce pasă dă Guilherme pentru Marchinhos, centrare dezamăgitoare, centrare care lasă de dorita lui Marchinhos. Suntem în minutul 90, a fost un meci care ne-am apărat foarte mult, pentru că Pandurii a fost foarte periculoasă. Am jucat italian cum îmi place mie. Și se pare că suntem pe cale să ne prindă bine Marchinhos pentru Teixeira. Mai departe la Marica, care îl vede foarte bine pe Marchinhos. Oare va prinde acest balon? Îl prinde Marchinhos. Marchinhos și în careu Marchinhos își face mingea pe șut. Marchinhos în blocajul lui Erico. Ce ocazie am avut pe final de meci. Până la urmă meciul se încheie victorie cu 1-0 datorită golului marcat în minutul 10 de Gregori Tade. Iată faza. Un gol foarte frumos, un gol foarte important de 3 puncte și iată omul meciului, stâlpul nostru din apărare, Fernando Varela, un jucător
care este atât de exponențial, atât de crucial pentru echipa noastră. Meci cu gaz metan mediaș pe care vom simula și pe acesta. Va intra însă și Bugema cu Hamrun. Hamrun Stanciu în locul lui Pap. Va intra și Sidric Giugue. Dar să nu uităm de Valentin Cojocaru. Nu trebuie să pierdem împotriva celor de la gaz metan mediaș. Iată, au în ultimele 3 meciuri 3 înfrângeri și ne va fi foarte greu, dar văd că deschidem scorul în minutul 2, iar la gaz metan se accidentează Aimen Tahar, un jucător foarte important care a ajuns chiar la Steaua, dacă mai țineți minte. În acest sezon a ajuns, iată, Hamrun face minutul 45, 2-0 pentru noi și cred că totul este o formalitate acum. 3-0 marchează și Ciprian Marica în minutul 62. Așteptăm însă să marcheze și... Așteptăm ca Marica să marcheze și în meci, nu doar în simulări. Un meci cu CSU Craiova pe teren propriu, să vedem ce urmează după aia. După aia urmează Astra în deplasare. Așa că îl vom simula și pe acesta cu Craiova. Să folosim însă un lot mai bun, îl vom pune pe Tade, pe Tade și Marquinhos, iar aici va intra Paul Pap cu Peterson, Pesania. Să vedem acum cum ne vom descurca împotriva celor de la CSU Craiova, care și ei au în ultimele 3 meciuri, 3 înfrângeri consecutive. Pe Craiova chiar ne va fi greu să o batem dacă pe... Gaz Metan a bătut cu 3-0, dar iată deja 2-0. Kipciu și Marica în 5 minute marcăm 2 goluri. Iată însă că batem cu 4-1. Au marcat Marica, Kipciu o dublă și Stanciu. Vedem că Ferfela a marcat golul de onoare pentru Craiova. Marica e în formă bună și sperăm că va marca și în acest meci împotriva celor de la Astra Giurgiu. Să vedem jucătorii noștri care mai sunt în creștere, Varela în creștere plus 3 și vedem că vedem aici că el crește la toate statusurile astea, este foarte bine. Stanciu și el are în 23 de meciuri doar 2 goluri și 5 asisturi, foarte puțin pentru Stanciu și mai ales pentru Teixeira, doar un gol în 22 de meciuri, însă a jucat bine. Kipciu, iată 7 goluri, 4 asisturi. Kipciu joacă fotbal, ce pot să zic. Tade, golgheterul nostru, 9 goluri și 3 asisturi pentru Gregory Tade. Iar Marica este într-o formă excelentă, în 5 meciuri a dat 3 goluri. Să nu mai zic și de Marquinhos, în 20 de meciuri 8 goluri. Bugema și el destul de bun, dar și Hamrun este într-o formă excelentă, normal. Așa că Hamrun va juca în acest meci și va juca în felul următor. Va juca în atac cu Tade. Marica stă pe bară momentan la începutul acestui meci împotriva Astra, echipa de pe locul 2. Să vedem ce vom face împotriva echipei lui Marius și Mudică. Teixeira foarte bine la Guilherme. Guilherme îl are acolo, îl avea pe Marquinhos. Guilherme pasa pentru Marquinhos, însă nu a fost cea mai bună și iată-l acum pe Budescu. Budescu pentru Tembo. Tembo foarte periculos. Tembo, îi vine Varela. Hai, deja te dai la o parte când vine Varela. Fernando Varela, ce pasă pentru Guilherme. Excelent a făcut aici Varela. Fază excelentă făcută de Fernando Varela cu Kipciu. Kipciu a încercat pentru Tade, însă n-a reușit această pasă și Gregory Tade mai departe la Hamrun. Șut slab. Șut slab. Era o execuție dificilă a lui Iugurta Hamrun. Nu i-a pus probleme lui Silviu Lung, dar prima ocazie a meciului. Destul de târziu vine prin Iugurta Hamrun, acum Stanciu pentru același Hamrun, mingea a fost deviată de William de Amorin. Hamrun a încercat să centreze pentru Gregory Tade. Tade pentru Hamrun, Hamrun încearcă șutul din nou, un șut periculos al lui Hamrun, apărat de Silviu Lung Junior. Iată Tade, poate cine știe, dădea aici un asist pentru Iugurta Hamrun. S-a întins foarte bine însă Silviu Lung Junior. Să vedem centrarea lui Teixeira pentru Fernando Varela. Pap și nu pot să cred. Ce ratare monumentală a lui Alexandru Kipciu. Ghinionistul nostru Alex Kipciu nu reușește să dea aproape cu mingea goală să bage balonul în poartă. Cu poarta goală să bage balonul în plasă. Nu reușește Alex Kipciu acest lucru, din păcate. Minutul 41, ocazii uriașe pentru echipa noastră, nu am reușit însă să le fructificăm.
și nu este bine să ne jucăm cu ocaziile. Iată l-acum pe Marquinhos, are viteză bună, este 1-1 cu Rus. Laurențiu Rus l-a oprit pe Marquinhos, dar cred că dispunem de un corner, da? Va bate Felipe Teixeira și bate bine, gol! 1-0! Tade marchează la încă un meci, un meci foarte important. O nouă deplasare grea, la fel cum a marcat la deplasarea cu Pandurii. Reușește să marcheze și la această deplasare cu Astra. Iată centrarea de mare calitate a lui Felipe Teixeira pentru Gregory Tade, care este un tank. Este imposibil să-l faci în duelurile aeriene. Minutul 45, conducem cu 1-0 pe Astra și este foarte bine. Poate vom lua și cu acest gol cele 3 puncte, dar nu trebuie să stăm la umbra unui gol! What the fuck is this? Oh my god, holy shit, nu cred. Cum am luat golul ăsta? Enache Pesani a fost cel care a dat acest autogol de cascadorii râsului. Oh my god, ce înseamnă să ai mentalitatea asta? Pesania autogol. Ce înseamnă mentalitatea asta de tiki-taka? Am vrut să ies cu balonul în posesie din careul propriu. Și iată că asta m-a costat. Până la urmă o respingere sănătoasă era foarte bine. Oh my god, să nu ne coste și mai mult. William de Amorim pentru Mora. Excelent, Fernando Varela. O primă repriză nebună. În prima repriză în care Astra nu a mișcat, dar în minutul 45 s-au marcat 2 goluri. Noi am marcat după ce am avut foarte multe ocazii, iar Astra, printr-un noroc, practic, noi le-am dat acest gol Astrei. Iată, 1-1, un noroc care numai la Șumudică găsești. Acum Gregory Tade. Tade are viteză bună, prelungește balonul și are și forță. Centrează pentru Kipciu Tade. Este acolo Cristian Oros care rezolvă fără probleme faza. Uite, așa trebuia să facem noi la autogolul lui Pesania. Paul Pap nu iese bine cu mingea din jumătatea proprie. William de Amorim pentru Seidu Yahaya. Mai departe la Mora. Trebuie să fim atenți la Mora. Este Fernando Varela care încearcă să deposedeze. A făcut acolo pressing și Enache. Este... offside la William de Amorim. Gabi Enache împotriva fostei sale echipe a avut și el partea sa de vină la autogolul lui Pesania. Mi-a părut mie unul mai mult autogolul lui Enache, dar nu mai zic nimic, cred că de asta l-a trimis și Mudică la noi să o facă pe Astra campioană. Să ne acum pe William de Amorim. William de Amorim 1-1 cu Enache. Enache trebuie să-l oprească pe William de Amorim și reușește asta, însă pentru moment Yahaya l-a păcălit pe Enache. Yahaya centrează foarte periculos, respinge Guilherme. Rămân în careul nostru este Tembo. Tembo pentru Rus, centrare și mai periculoasă a lui Rus, respinsă de micuțul Stanciu și contraatacul nostru cu Alex Kipciu. Kipciu la balon, se duce, viteză bună a lui Kipciu. Kipciu excelent pentru Hamrun. Hamrun nu mai ajunge la balon, din păcate, iugurta Hamrun. Varela pentru Tade, Tade mai departe la Marquinhos, 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 balon respins de Găman și un șut periculos, ce șut, wow, ce șut a prins aici, Kipciu sau Stanciu a fost cel care a prins acest șut și vom avea corner care bate nou, intra Bugeman, prezent jucătorul Astrei, Bugeman respinge Găman, Tembo și penalti, este penalti, lovitură de la 11 metri. Care o va bate, o va bate, dar cine să bată? Ciprian Marica va bate acest penalti. Marica, presiune mare pe umerii săi, 1-1 cu Silviu Lung Junior. Ciprian Marica, 1-1 cu Silviu Lung Junior, gol Marica! Gol cu emoții! 2-1 Marica, nu vrea să se bucure, nu înțeleg de ce, nu vrea mușchii lui să se bucure. Ciprian Marica ajunge la cota 4 în 6 apariții, iată, și în acest meci nu a apărut ca titular, a intrat Ciprian Marica în locul lui Gregory Tade, a mai făcut și alte schimbări, Bugema în locul lui Teixeira, Bugema și Teixeira sunt jucătorii Astrei în acest moment, știm cu toții, și l-a mai introdus și pe Valentin Cojucar în poartă în locul lui Peterson Pesania, care ne-a trădat la această fază. 2-1 la acea fază din minutul 45, 2-1 așadar, avem șansa din nou să luăm cele 3 puncte, Ciprian Marica pentru Stanciu, mai departe la Hamrun, Hamrun, pasă greșită pentru Marquinhos, respinge acolo Rus pentru Geo Florescu, 32 de ani pentru acest jucător cu o experiență bună, un jucător important pentru asta,
când a fost la Astra, se zvonea în această iarnă de o întoarcere a sa la echipa din Giurgiu, dar nu a fost așa. Minutul 77, în continuare 2-1 pentru noi, Astra este însă în ofensivă, sau cel puțin a fost, pentru că a dat o pasă dezamăgitoare, un jucător care a fost urmărit de Steaua și în perioada de iarnă și în cea de vară, William de Amorin. Acum Guilherme foarte frumos trece, Guilherme mai departe pentru Marica pentru Kipciu, gol! Alex Kipciu, 3-1, ne deplasăm la 3 goluri, iată, se revașează pentru acea ratare din prima repriză, Alex Kipciu, o fază ca la carte, o lecție de fotbal care le dăm astralilor, astralii care nu au mișcat deloc și nu au avut ce face, nu ne-au pus niciun fel de problemă. 3-1, minutul 83, suntem pe finalul meciului, meci care cred eu că este închis, dar să vedem însă pe Mora, care încearcă să spună ceva, el crede că mai are un cuvânt de spus, dar nu este chiar așa, șut care nici măcar nu i-a pus probleme lui Valentin Cojocaru. Și minutul 90, aproape de finalul meciului, 3 minute de prelungire, destul de multe pentru asta, pentru evenimentele acestui meci, a fost un meci nebun, un meci după care sperăm că vom ieși cu cele 3 puncte. Să-l vedem pe Enache acum, Enache pentru Bugema, pasă greșită, am pierdut ușor balonul, o pasă dezamăgitoare a lui Enache și meciul se încheie. Victorie, 3 puncte foarte importante împotriva astralilor, cred că suntem cât mai aproape, avem 4 victorii consecutive, suntem pe locul 3, avem 24 de meciuri, Pandurii Târgu Jiu un meci mai puțin jucat și are 58 de puncte, suntem la 4 puncte de locul 2 Astra și dacă Pandurii nu va bate, a bătut, suntem la 4 puncte de Astra și la 10 de Pandurii Târgu Jiu, echipa de pe primul loc care trebuie cumva să se încurce, iar noi să nu mai facem pași greșiți. Și acestea fiind spuse, acesta a fost episodul nostru de astăzi. Eu am fost Ultra FIFA, rămâneți cu bine și sayonara!